Bună ziua, dragi prieteni! Bună dimineața, aș putea spune, este ora 10:30 acum. Ne-am adunat aici, împreună cu Hashi, elevul nostru de la ședința trecută, pentru a ne organiza să descoperim următorii pași de făcut în abordarea, inițierea tehnicii acelea pe sub picioare. Ați văzut acolo în canalul nostru de YouTube ultimul clip postat. Da? Dar, așa cum vă spuneam și atunci, în acel clip, așa vă spun și acum, că trebuie să mergem mai departe cu etapele pentru construcția poziției culcate. În general, ceea ce veți vedea astăzi este... Ceea ce veți vedea astăzi este... Asta e nebunit cățelul ăsta după minge. Deci, după cum vă spuneam, ceea ce veți vedea astăzi este o etapă pe care, în general, cu alți câini o putem parcurge destul de ușor. Arătăm mâncărica, punem piciorul pe lesă, la un dat se prinde, se duce câinele pe poziția culcat și dai mâncărica jos și ai rezolvat. După ce l-ai învățat să se ducă după mâncare, să se ducă pe picioarele din față și să îi dai mâncare acolo. Cu el nu puteam să facem așa, că e un câine puternic și se opunea și se scotea dacă puneai piciorul pe lesă. S-ar putea și astăzi să facă același lucru pentru anumite momente, dar veți vedea cum cumva îl învățăm să se lase condus. Deci, ultima fază a exercițiului nostru de data trecută a fost să treacă pe sub picioare și să reținem un pic de lesă, ca să facem asocierea între reținerea de lesă și poziția respectivă. Da? Astăzi încercăm, mergând mai departe, să trecem de la faza de picioare care... Din picioare îndoite puteau să devină drepte și puneau o presiune pe spatele lui și el revenea înculcat dacă cumva se ridica. Și să folosim piciorul pe lesă. Ultima oară ne-a ieșit cu mingea într-o premieră absolută, așa cum ați văzut în clipul nostru. Și astăzi vom folosi tot mingea. Secretul, dragii mei, ca să putem să facem lucrurile acestea, este să păstrăm reperele. Unul din reperele la care câinele acesta s-a condiționat să facă culcat era exact acest perete, da? Lângă care el se așeza și recunoștea poziția culcat. Un alt reper erau picioarele, poziția picioarelor, culoarul acela pe care se ducea să facă culcat. Am atașat un alt reper, cum ar fi lesa și zgarda care se întinde, da? După care acum trebuie să renunțăm puțin câte puțin la repere și să revenim la acel nivel de exercițiu. Și anume piciorul pe lesă care îi dă sugestia pentru poziție. Haideți că o să inițiez cu el. Nu se așteaptă la ce vrem să facem, dar haideți că inițiez cu el și vedem ce iese. Da? De-abia am început ședința, deci n-am mai exersat mișcarea asta vreodată. În consecință va trebui... Să înțelegeți și lipsa lui de reacție, dacă aceasta va fi, și să ne bucurăm, bineînțeles, împreună de reușitele lui. Ce fac? Primul pas este, hai, treci la pas, îl aduc aici lângă picior, da? Hai, treci la pas, trebuie să-l aduc lângă bancă, în reperul ăsta cu banca, da? Hai, treci la pas, stai, pun piciorul pe lesă, observați, hopa, hopa, și țin mâna în față. Așa cum o țineam când eram la faza de reținere de lesă și era sub picior și aveam mingea în față. Apoi dau drumul mingii și las să o ia. Deci eu când pun piciorul pe lesă și el se duce un pic în față, se oprește în lesă așa cum se oprea când trăgeam de lesă cu mâna stângă și țineam mingea cu mâna dreaptă. Lasă. Bravo. Hai. Haideți să mai facem o dată. Deci, treci la pas. Acest treci la pas cu acest câine și stai. Și cu mingea este un exercițiu pe care voi puteți să culcați. Opa! Da? Deci a făcut un pic. Dar acum țin mingea în față. El, dacă vrea să plece, se oprește în lesă. Dar oprirea în lesă este asociată cu revenirea în poziția culcat. Și pentru această revenire, liber. Îi dau mingea. Da? Deci am păstrat reperul acesta. Reperul acesta și reținerea de lesă. Ok? Lasă. Bravo.
lasă. Hai, treci la pas. Foarte bine. Deci vom vorbi de acest treci la pas cu mingea, dragii mei. Acolo pe canal puteți vedea clipuri cu aliniere la pas și cu inițierea aliniere la pas, folosindu-ne de decoruri, dar cu mâncare. Da? Bun. Lărgeți lesa, pun piciorul pe lesă. Practic, pusul piciorului pe lesă este și un semnal tactil, un mesaj pe care îl transmit. Vedeți? S-a așezat, apoi ridic ușor mingea, liber. Opa! Și la semnalul, la markerul verbal liber în condițiile acestea, el se poate ridica. Piciorul pe lesă ne ajută că dacă vrea să se ridice de la sine, se va opri în lesă. Da? Dacă se oprește în lesă, sunt două situații. Ia uitați-vă, bravo! Două situații. Ori se frustrează că e reținut și începe să se zbată, da? Ori revine în poziție. Ce ne convine mai mult? Prima variantă sau a doua? A doua variantă este luată în calcul de către câinele nostru dacă este învățat în prealabil cum să se converseze cu lesa, cu sugestia din lesa, cu mesajul, cum să răspundă mesajului pe care îl transmitem din lesa. Ia, treci la pas. Bun. Pun piciorul, țin mâna în față, culcat, vedeți? Mă blochez aici ca lumea și îmi folosesc greutatea corpului ca să nu poată să-mi zboare lesa de sub picior și când stă cu minte, îl obișnuiesc inclusiv cu ipostaza asta corporală. Liber. Una era când stăteam jos așa și eram aici, îl avea anumite repere din punct de vedere al poziției mele și alta este când stau în picioare. Lasă. Bravo. Bravo. Din când în când, bineînțeles, răspund prompt cu recompensare și unor mișcări pe care le face din proprie inițiativă, pentru că să aveți în vedere asta în plan general, să mențineți un echilibru în lucrul cu câinele și în recompensarea exercițiilor. Sunt două tipuri de exerciții, așa ca o paranteză, vom dezvolta cu ocazia unui alt clip ceea ce spun acum, dar așa pe scurt, două exerciții în paranteza noastră, de în regim de mișcare și în regim static. Noi acum, în general, recompensăm câinele pentru regimul static, da? Pentru poziția culcat, dar vrem el să fie capabil, vedeți, intră într-un fel de pândă, el să fie capabil să iasă din blocajul ăsta culcat, 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 să fie capabil din blocajul ăsta să intre și într-un exercițiu, în regim de mișcare, având încredere că va primi recompensă. Acum, dacă tot merge bine pe etapa asta, e un pic ridicat, culcat, da? Vedeți? Recunoaște semnul cu mingea în față și atunci se așează mai bine. Liber! Mergem mai departe cu construcția, dragii mei, și următoarea fază, după ce s-a obișnuit inclusiv cu ipostaza mea în picioare, va fi să îi dau alarme false. Da? Astfel stabilizez câinele pe poziție și mai bine. Treci la pas. Bravo. Deci pun piciorul, pun culcat, pun un pic de presiune, culcat. Da? Și acum fac așa. Alarma falsă este că mișc mingea, culcat, și el se oprește în lesă. Culcat. Liber. Sunt două cuvinte, culcat și liber. El cu maxim de concentrare și maximum de motivație va alege să adopte un comportament sau un altul în funcție de cuvântul pe care îl aude. Dar vedeți, cuvântul meu de culcat în timp ce mișc mingea, deci am schimbat un pic lucrurile, este susținut de sugestia mea de lesă, de piciorul, de lesa care este sub picior și care... Lasă. Și care îl va reține, bravo, îl va reține în condițiile în care pleacă pe fentă și ia în considerare alarma falsă. Culcat, culcat, deci sunt așa, da? Complic, culcat, bravo, îi arăt că la culcat întotdeauna asocierea este când se mișcă, că e primul impuls, bineînțeles, la nivelul de experiență, când se mișcă se întâlnește cu reținerea de lesă. Reținerea de lesă înseamnă culcat, desigur că așa am programat ședința trecută lucrurile și atunci când aude liber,
poate lua. E clar că el e motivat să ajungă cât mai repede la minge, deci să-și câștige recompensa, deci va încerca drumul cel mai scurt. Din punctul ăsta de vedere, va înțelege că drumul cel mai scurt nu este să forțeze în lesă să-și ia mingea, ci să aibă autocontrol. Și asta recompensăm. Hai bea! Hași șmecher. Cine e șmecherul? Cine este hași șmecherul? Vedeți? Vă spuneam data trecută, este un Golden Retriever în blană de Amstaff. Ia! Ești, treci la pas? Treci la pas? Bravo! Vedeți ce față are? Culcat. Culcat. O altă mișcare, vedeți? Culcat. Vedeți cum îl scoate din... Hai, treci la pas. Culcat. O altă mișcare care îl scoate din ipostaza de atenție, de pândă la minge. Culcat. Stai. Culcat. Bravo, liber. Am vrut să-l mângâi. În general, câinii, atunci când sunt mângâiați, au o anumită încărcătură emoțională. Așa sunt ei condiționați de către stăpânilor. Când văd că sunt mângâiați, intră într-o frenezie din aceasta de nu te înțelegi cu ei. Da? Este cazul și lui Hashi, care, by the way, este foarte răsfățat de stăpâna lui. Deci, ne așteptăm la orice. Dar eu vreau să-i arăt o altă formă de a câștiga mingea. Chiar și culcat. Vedeți? Culcat. Bravo. Asociez atingerea cu perspectiva primirii mingei. Astfel că acest Golden Retriever în blană de Amstaff, mă refer Golden Retriever pentru că are un caracter extraordinar. Este extrem de sociabil, extrem de prietenos. Și să țineți minte că aceste caracteristici chiar la o rasă puternică cum este cea din care el face parte, American Staffordshire Terrier, vine, dragii mei, din selecția atentă pe care crescătorii profesioniști o fac cu aceste rase. Nu contează că este ciobănesc australian, că este Golden Retriever, că este American Staffordshire, culcat. Stai. Bravo. Deci îl desensibilizez, schimb asocierea între atingere și ce știe el. Până acum atingerea, mângâierea era agitație, încărcătură emoțională, nu te înțelegeai cu el, îți sărea în cap. Acum, în contextul acesta, inclusiv, stai, atingerea, bravo, bravo, liber. Atingerea poate însemna și mai multă atenție că vine recompensa. Deci, lucrez cumva la managementul emoțiilor, care este foarte, bravo, liber, care este foarte important în cazul unor câini cu acest potențial emoțional. Acest potențial emoțional îl au și labradorii, și goldenii, și, vedeți, Amstaffii, culcat, bravo, bravo, deci schimb mâna aici, control l-am din picior și folosesc mâna asta, culcat, stai, stai, vedeți, schimb asocierea în plan emoțional, în plan psihologic, între atingere și poziția asta liber. Da? Până acum poziția era numai mă așez ca să primez mingea, dar nimic altceva nu-mi faceți că nu mai pot și nu rezist. Da? Mângâierea era total disociată de... Hai, treci la pas. Bravo. Mângâierea era total disociată de vreun exercițiu pe care trebuie să-l facă în regim de concentrare și de calm și de autocontrol. Acum noi întrepătrundem cele două momente. Atingerea, culcat, care înseamnă suntem mulțumiți de ceea ce ai făcut. Poți să stai calm un pic, așteaptă, culcat. Bravo, stai un pic calm. Și atingerea poate însemna ca trigger, ca semnal, vine mingea. Da? Și în loc să se mai agite, rămâne și mai concentrat, ceea ce ne și interesează. La ce v-ar folosi asta? De-aia trecem etapă cu etapă din ce în ce mai profund în a crește versatilitatea câinului pe poziția asta și pe a asculta. Că sunteți odată în stradă,
Vin copiii să vorbească cu el că sunt foarte îndrăgostiți de câini și când vor să mângâie câinele vostru, le va sări cu labele în piept, le va da vreun cap în gură, Doamne ferește, îi pune în fund. Da? Așa, dacă construiesc poziția culcat și o duc la acest nivel, când vine copilul la el să-l mângâie și vorbește cu el, eu pot să scot mingea ca un mijloc vizual de control, culcat, și când copilul pune mâna, eu îi spun stai, culcat, și deja câinele se concentrează pe mine. Lasă copilul să-l mângâie, câinele este concentrat pe o stare specifică de anticipare a acestei recompense. Și uite cum ies dintr-o situație în care un copil, în loc să se bucure de interacțiunea cu el, ar fi neplăcut, impresionat de sociabilitatea lui, de emoțiile lui care s-ar manifesta dând din labe și dând din tot corpul cu codița în vânt. Haide, vine aici. Deci, toate lucrurile pe care le facem și pe care le veți vedea aici pe canal, să rețineți că au o însemnătate și o utilitate maximă. Culcat. Ideea care era de trebuia să introducem sugestia din lesă? Din punct de vedere motric al mișcării, el nu vizualiza poziția asta, da? Și așa că avea foarte puține șanse de a înțelege cum să câștige recompensa făcând această mișcare. Când fizic, mecanic, din lesă, cu picioarele atunci și după aceea cu mâna pe spate, i-am indus poziția asta, s-au dezvoltat perspectivele. A, deci pot să fac și mișcarea asta, nu știam că pot să o fac, dar uite că pot să o fac acum și câștig mingea. Păi gata, mă, hai să o facem. Deci, el e total motivat să lucreze, să coopereze. Doar noi trebuie să învățăm cum să știm să-i conducem către succesul pe care îl doresc ca să câștige o asemenea minge. Ia bine aici. Bravo, ești îndrăgut. Lasă-o. Bravo, bravo. Așa pas. Hopa. Ce drăguț. Culcat. Bravo. Culcat. Vedeți că stă din ce în ce mai calm, are perspectiva primirii mingii la mângâiere față de acum câteva minute când am vrut pentru prima oară să-l mângâi. Bravo. Culcat. Îi dau alarme false, cum spuneam. Îl fac cât mai versatil ca să își antreneze autocontrolul și să rămână atent, liber. Și atunci încep să am controlul câinelui, controlul drive-ului lui extraordinar pentru mingea asta sau pentru obiecte în mișcare, obiecte de aport. Și îmi construiesc la nivel fizic control care mă va ajuta să stau pe picioare, să nu fiu pus pe burtă în situații în care, dacă el nu știe să aibă autocontrol culcat, bravo, liber. Dacă el nu știe să aibă autocontrol, poate trage în lesă atât de tare încât ne surprinde și ne pune pe burtă. Da? E important să lucrăm cu câinele și în planul psihologic al stărilor, să jonglăm și cu instinctele, dar să controlăm câinele efectiv și fizic. E foarte important să acoperim toate aspectele astea. Da? Bravo. Lasă. Liber. Lasă. Liber. Liber. Bravo, lasă. Liber. Ui! Marea lui bucurie să interacționăm prin intermediul acestei mingiuțe, lasă. Bravo, dar și voi acolo, dacă aveți un câine asemenea cu asemenea drive, trebuie să... Bravo, liber. Trebuie să folosiți drive-ul câinelui și să folosiți interesul lui pentru asemenea obiecte de aport pentru a construi disciplină, dragii mei, da? Bravo, acum facem așa, pas, 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 bravo, stai, culcat, complicăm lucrurile, culcat, bravo. Vedeți, după ce a făcut poziția, eu lărgesc lesa, nu o țin întinsă, că altfel rămâne condiționat să stea în poziție doar dacă lesa e întinsă. Aveți grijă, dacă aveți retractabilă, țineți butonul apăsat aici, vedeți, că dacă nu-l țineți, se strânge lesa și... controlați această panglică. Culcat. Bravo. Liber. Ești cel mai tare, mă. Ești cel mai tare, mă, măcarele.
Ești cel mai tare om, Garo, nu mai poate când vorbești cu el, nu mai poate, face fața aia de copil. Liver! Ești cel mai tare, mă, șmecherul. Ține, mă, cel mai mare șmecher, zi-mi, explică-mi. Cine, mă? A, faci culcat? Liber! Păi da? După ce se întâmplă lucrurile în poziția asta și am folosit aceleași repere, el a început să recunoască din ce în ce mai mult lesa ca reper important. Schimb, dragii mei, poziția, da? Și încerc varianta în care pun câinele în poziția culcat și fără parapet. Ia să vedem. Treci apas. Hai. Treci apas. Stai. Stai. Culcat. Vedeți? Încerc. Folosesc reperul culcat. Mingea în față. Deci recapitulez un pic etapele. Liber. Și apoi îi dau. Și ușor, ușor, pentru el nu mai contează un parapet în dreapta, așa cum fusese obișnuit. Și astfel trecem la o fază superioară. Ia. Treci apas. Stai. Culcat. Bravo. Controlez lesa așa cum am spus. Culcat. Liber. Și vedeți, pentru el extrem de importantă este sugestia din lesă, mesajul pe care această lesă la nivel tactil îl transmite și apoi, bineînțeles, perspectiva minge. S-ar putea să lucrăm mai târziu, poate într-un următor clip, cum facem să scoatem acest obiect din peisaj și să rămână controlul din les. Cineva dă acolo din cap și zice, wow, cred că așa ceva nu o să se întâmple. De obicei fac pariuri pe care le câștig din punctul ăsta de vedere, da? Liber. Vedeți? A început, odată ce, din punct de vedere motric al mișcării, a învățat să se ducă în această poziție, începe să o adopte. Să știți, fiți atenți la aceste detalii, pentru că acestea ne dau nouă certitudinea că ceea ce am construit prin tehnicile pe care le-am folosit au fost bine implementate, pentru că el adoptă singur poziția. Când adoptă singur poziția, exact ca în clicker training, da? Când adoptă singur culcat, când adoptă singur poziția, vedeți, eu încerc altă variantă, acum el nu recunoaște tragerea către față și atunci trebuie să am răbdare. Dar când adoptă singură poziția, chiar să fie și o întâmplare, punctați-o și după aceea el o va culcat. Ia să vedem. Culcat. Bravo. Vedeți, îl fac să se miște în așa fel încât la un dat să se deblocheze din încordarea acestor mușchi și să facă poziție. Aceasta este o altă etapă, culcat, în care în loc să fie tras în spate cum făcea când era lângă mine, stai, vedeți, apăs și trag un pic în spate. Câinele recunoaște mișcarea asta. Dacă trag în față, câinele nu recunoaște mișcarea asta. Dacă vreți să ajungeți și la acest nivel și se va ajunge, o să vedeți într-un următor clip cu el. Liber. Veți vedea într-un următor clip cu el, veți vedea că va recunoaște sugestia din lesă fie către spate, fie către față, fie către jos. Atunci când introducem sugestia din lesă către față pentru culcat, ceea ce el nu știe acum, dar nici nu o să forțăm nota, lăsăm cu reușitele de la acest nivel, de la aceste etape de construcție, o să vedeți că vă va ajuta să puteți să induceți câinelui de la distanță prin sugestia asta poziția culcat. Și câinele n-are de ce să nu-și dorească să-și însușească noi experiențe din punctul ăsta de vedere, pentru că își primește mingea, își dorește mingea foarte mult. Ia, treci la pas. Deci apăs, ne pregătim de finish, da? Culcat. Mai dau câteva semnale culcat, să-l induc în eroare. Culcat. 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 Bravo. River. Bun, dragi prieteni, sper că v-a plăcut foarte mult ședința noastră. Am promis că în clipurile mele aici pe canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional vom da detalii importante pe care, din păcate,
nu le găsiți la un asemenea nivel de detaliu și exemplificare pe alte canale, dar este important să înțelegeți de la punctul A până la infinit cum poți construi, chiar dacă ai un câine dintr-o rasă puternică cu niște mușchi care, dacă n-ar vrea să facă lucrurile, n-ai reușit să-l determini să le facă. Și întotdeauna, conform motto-ului pe care îl folosesc mereu, orice câine se poate dresa dacă la capătul lesei se află un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal. Cu acest motto încheiem clipul nostru și nu uitați, puteți să dați like, puteți să dați subscribe, puteți să dați share dacă vă place clipul. Aceste like-uri, din câte am înțeles și eu din YouTube-ul acesta, ajută algoritmul și clipurile acestea pot fi văzute de cât mai multă lume pentru a putea să aibă o exemplificare de calitate în educația propriilor câini. Da? Deci, participați așa cum faceți parte din această comunitate a canalului de dresaj canin profesional, cu like-urile de rigoare, că ele contează, așa am auzit și eu, așa vă spun și eu. La revedere!